Bună dimineața, Gara Tenor! Mergem spre peronul care duce spre Giurgiu. S-a cam uitat lumea la mine. Am fost super noroc la casă. Erau niște cozi, e o femeie de la altă casă. Tocmai deschis și îmi face semn. Hai de aici, băiatul meu. Mergem la Giurgiu. A dat și soare în această zi de decembrie. 20 decembrie, 21 decembrie. Bună dimineața, dragii mei! Trenul m-a lăsat în gara de Giurgiu Nord. Speram să... Planul era să vin pe jos până în centrul orașului, însă un localnic m-a abordat să împărțim un taxi până în centru. Și am venit cu localnicul acela, cu taxiul, până în centru. Dar nu știu sigur dacă e centru. Vedem și pe aici ce este. Pare destul de mare orașul Giurgiu, din ce văd aici. Așa că haideți să vedem, să-l descoperim. Interesant, cam singurul din toată zona asta pe aici. Mai sunt și oameni cu speranță, ceea ce e bine. Aici avem și o piață mică, cu instalații și tot felul de chestii. Asta este piața centrală din Giurgiu, aici e piața de haine. Și iată că am găsit un monument foarte interesant aici, în centrul Giurgiului. Turnul Ceasornicului. O clădire impresionantă, construită în secolul XVIII. Și chiar lângă avem un teatru, ceea ce e foarte interesant. Chiar îmi place zona asta. Și haideți să descoperim acest turn și acest teatru. Și tot aici, lângă turnul cu ceas, chiar peste drum, aici este turnul cu ceas, avem o ușă pe care scrie artă. Și acum mergem la teatru să vedem ce este și la teatru. Și iată Cinema București aici pe strada aceasta principală. O să merg și după indicatoarele astea care spun drumul către cetatea Giurgiu, deși sunt adresate mașinilor. Sper să ajung și-o pe jos într-un timp util. Iată și aranjamentul pe care l-așteptam într-un oraș la această zi de plimbare. Foarte frumos locul ăsta. Aici este un parc nedecorat foarte mult. Și aici este un parc plin de decorațiuni făcute chiar de elevii liceelor din Giurgiu. Foarte interesant. Uitați. Și foarte utilă această treabă. Acum știu pe unde să merg spre cetatea Giurgiu. Turnul cu ceasornic. Damn, nu este pus corect. Și ne îndreptăm cu pași repezi, dar nu grăbiți. Pentru că nu ne grăbim. Pentru că mai sunt o grămadă de ore până la tren. Către cetatea Giurgiu. Iată cetatea Giurgiului. Dragii mei, asta a fost și cetatea de la Giurgiu. Nu sunt coșuri pe aici, asta este greșeala autorităților, cel mai probabil, care se ocupă de această moștenire. Așa că haideți să scoatem sticla asta de aici, din incintă.
Nu e cel mai bun lucru de făcut, însă chiar nu e niciun coș. Acesta este podul Bizeț. Apare ca și obiectiv turistic. M-a repartizat. Ce-a luat pe aici? Da. Normal sunt proiectate vrațe format în galaște portal la Giurgiu, așa le zic. Da. Nu are nicăieri. Sănătate. Sănătate. Iată și clasica statuie cu Mihai Eminescu, Iată și clasica statuie cu Mihai Eminescu ca în fiecare oraș de până acum. Înapoi pe strada Mircea cel Bătrân. De asemenea și cetatea a fost tot al lui Mircea cel Bătrân. Și avem încă un centru aici în Giurgiu. Foarte surprinzător acest oraș. Peste tot pare că e centru. Iată și gara din Giurgiu. Avem aici un apus. Ăsta a fost Giurgiu, dragi prieteni. Că v-am lăsat, v-am pupat drumul, pa!